Salutare și am găsit la episodul cu numărul 2 din Prințul Persia, The Sands of Time. Da, bun, a rămas aici cu micuțul nostru prinț, căutând nemurirea. Se va căutând acel pumnal. No, uite, parte grea de parcurs. Ai, mă, mi s-a părut mereu. Bine. Ha. And there it lay, just out of reach, Oh, the pumnal. dagger of time. The dagger of time. There was a treasure I could carry with pride as a trophy of our victory. Ok. If I could only get there. Deci am avut practic un vis ciudat în locul ăsta. Nu știu, mă tot gândeam într-un timp la locul ăsta când era mai mic. Bă, deci eu practic locul ăsta îl visam noaptea în somn la cât de mult m-a jucat jocul ăsta. Wow, fii atent. Capcana adevărată. Niște chestii care sunt vârt. Uai, nașac. Bun. Jos. Oh, nu. Nu ne pot ocoli. O să fie greu. Wow. Cât de awesome. Oh. Bine. No, nu sări. Da, bine. Și... A, sare. Ăla-i. Wow. Awesome. Bun. Câtele, doamne, că... Mere. Space. Space ca să se dărâme. Space. Nu mai apăsăm space că trebuie să ne dăm jos din nou. Că... Încă o dată că... Space. Asta nu se numește parcur. Eu aș fi zis alpinism mai bine, mai frumos zis. Bun. Și jos, cap în perii. Mai sus o sără. Așa. Și jos. Că. Nu, no, din apă. Din apă ne hidratăm și luăm viață. Ce reții din acest joc? Că practic... asta pe apă. Ce e tare la acest joc? Că copilul ăsta bea apă în continuu. Na bun. Mamă, deci îți dai seama ce greu a fi fost chestia asta pe... Dacă jucai pe PS3 sau pe Xbox. Că sand. Bine, sand. Dar e un pumnal, nu e nisip. Fain, așa. Uite. Și totul se duce în jos cu o viteză. Zici, doamne. Se duce în sus cu o viteză extraordinară și boom. Și acum cade. Piatra e la pământ. Da, bun. Hai să vedem. Și ha. Bine, mă, Spider-Man. I had what I came for. Deci It was pentru... time to get Chioma. out. Now. Cameră. Deci pentru un simplu pumnal, practic să dărâmă toată chestia asta. Wow, și ce genial și gândită chestia asta. Nu uita, cu tremur, vezi că ți-ai întârziat delay-ul. Întârziat delay-ul, doamne, ce vorbe pot să spun. A, din 2014. A, vede că mă păcălești după mine. Da, bun. Și aici îmi pierd pasca. A, și altceva din jocul ăsta. Când îți pierzi cam toate hainele de pe tine. Mai multe nu pot vorbi. Da, bun. Acum trebuie să găsesc chiar chestii vorbi, pentru că nu se aude și nu vreau să se aude, pentru că mai bagă și melodii pe fundal. Hai să vedem. Practic, inițial, asta nu ar fi fost un război. Deci, războiul a pornit din cauza asta. Deci, toată povestea e bazată pe acest slăbănog care și tu acum mi se pare mai gras decât el. Așa, care vrea să aibă puterea timpului, între ghilimele, se întoarcă în timp. Rostind această clepsidră cu nisip magic. Acum totul mi se pare că are sens după
Și am jucat jocul de 10.000 de ori. Și, practic, tipa care a zis mai devreme de CIA, practic, mi se pare că e Pera, regina acestui, nu știu cum se chiamă, legat. Ok. Și mi se pare că te mai întâlnești o dată cu această tipă în Prince of Persia The Two Thrones. No, bun, așa. I give you the sands of time, știi, și așa, magic aici. No, ăsta e de la Bursuc. Fiecare, ăsta de aici, bine, primul boss, primele zis, boss, că atunci toți ziceau boss și Santina i-a dat. Bine, sunt doar niște monștri arătări mai puternici din joc. Ce ăștia sunt. Dar bun, altceva ce mai fi pe aici. Fiecare om de aici e... fiecare om de aici e un monstru din joc. Oh, și acum începe totul. Practic, acum începe acțiunea. A făcut-o. Deci, practic, eu sunt de vină pentru chestia asta. Că am băgat pumnalul în situl ăla de clepsidră. Și acum, dar bine, clepsidra asta, mi se pare că nisipul ăsta în coabulare, coagulare, cum se spune, sau colaborare cu oamenii, cu atingerea lui, se transformă. Deci te lupți cu nisipul. Wow. The fuck, zici care e intrat în piele sau ceva de genul. Fugi, mă. Eu zic să fugi. Give me the dagger. Nu, nu-l vezi. Nu-l vezi pe dagger. Ah, și săritură magică peste cap. No, bun, așa. Și acum prima luptă adevărată cu niște zombalei. Da, uite mă, aia doi sunt oameni, da? Și practic sunt monștri. Și asta e singurii oameni rămași. Eu și tipa, atâta tot. Bine, și mai găsesc pe parcurs, mai găsesc... uite, mai găsesc ca de la roșu de acolo cu lance. No, uite, na, bun. Wow. Și a fost eu. Ah, chiar că la început apăsam E ca să... Stai. Dar acum... Ca să iau un nisip ăsta retardat. Dar acum apăs pe rotiță ca să pot să iau. Și că n-au și la ce mă, tu îmi spui mie ce să fac? Să chestii de genul, ha? Bun, mi se pare că mă aud prea tare. Ori mă aud eu prea tare, ori jocul, nu știu. Da. Not interesting. Ok. În stânga avem nisipul și tot ce chestii trebuie pe acolo. Așa, bun. Ioi, mă. Hai, mă, du-te. Dori peste. Ioi. Ăla-i, mă. Nu că mai știu combo-uri. Bine, tu jos. Și chestia aia e un save. Și când o să termin lupta, practic o să termin și episodul. Știu că le fac foarte scurte, dar acum la început sunt foarte scurte. E chestia trebuie să fie într-un fel portocaliu spre roșu. Sau ceva de genul. Și ce grafici are jocul, mi se mișcă, cred că în 100 de frame-uri, peste 100 de frame-uri, cred că am ajuns în momentul de față. Ia uite, și mișcare spectaculoasă și film. Alai. Și acum, wow, se creează chestii inimaginabile, nu știu ce e asta. Și practic poarta asta se rupe. Wow, și bun. No, don't do that. Și se duce. Și îmi place aici pentru că mi apare ce fac în viitor. Adică, în practică, este într-un fel, un efect al nisipului care mi arată ce fac în viitor. Cred. Doar cred.
Mi arată ce trebuie să fac. Și că ai vision. Da, e o viziune din viitor. Save. I'll start the story from here next time. Guys, start the story from here next time. Da, deci ce se reține în joc? Că spune chestia asta de pe când salvezi. Că ți arată cam tot ce vezi în viitor. Adică You ești un fel think my map? de I can see it by future my own warrior. eyes. Așa. You think my story is impossible? Și... Perhaps I am Că mad. bea apă în continuu Who și would not be driven ca să se mad by that? regenereze. Genitalu. Da, bun. Horrors such as I have Cam atât lived. a fost și cu acest But I am episod din Prince sure of Persia, Sands of every Time, word episodul numărul is 2, true. unde practic ne-am bătut primii noștri zombie. Da. Data viitoare, îmi resc eu mintea. Da, bun, baftă lume.